Domnule Prisăcaru, purtați noroc echipei victoriei și astăzi 2-0. Da, o victorie frumoasă. În primul rând, e foarte important că echipa joacă și am văzut și o unitate de grup importantă când vorbim de sporturi de echipă. Nu știu dacă eu port noroc sau nu, cred că bucuria este a tuturor celor care au fost astăzi aici alături de băieți și sper eu ca în continuare toți cei care suntem alături de această echipă, cu sufletul sau cu fapta, să ajutăm și de ce nu poate sezonul viitor să ne bucurăm de echipe mai puternice care să vină să ne viziteze municipiul. Apropo de adversar, nu a trimis nici măcar un șut pe poartă. O echipă destul de slăbuță, cu jucători foarte tineri. Am văzut raportul de arbitraj, jucători într-adevăr foarte tineri. Portarul, unul dintre ei 18 ani, unul 19. O echipă care probabil se pregătește pentru 2-3, următorii 2-3 ani și să acceadă puțin câte puțin câțiva jucători probabil spre prima echipă. Se mărește diferența față de Pitești, Chindia e favorită. Favorită, clară. Și e favorită datorită jocului pe care l-a practicat, în ciuda faptului că a doua repriză de la Pitești a fost mai slabă. Ca forță de grup, cred că suntem mai puternici decât Pitești și cred că avem un culoar important. Putem să ne gândim serios la promovare, însă mai important este faptul că, iată, autoritățile au rămas alături de sport, de fotbal, în mod deosebit, și acest lucru nu poate decât să ne bucure pe noi, pe toți târgoviștenii care iubim acest fenomen. Fostul președinte al clubului, Mugur Porumbacu, a ajuns masor. Am văzut pe raportul de joc la Chiajna 2. I se potrivește bine.